toți prindim-o la acel. Doamnelor, domnilor, bună ziua, sunt Cristian Fogel din platoul Roman 24 și astăzi invitat alături de mine domnul prefect al județului Neamț, domnul George Lazăr. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Discuțiile noastre, după cum probabil că ați auzit, au continuat, de fapt au început încă înainte de a începe emisiunea. Se întâmplă chestiuțe deosebit de interesante, atât pe plan, mai mult pe plan politic decât administrativ pe Roman și pe județul Neamț în perioada asta. Cum vedeți, de la prefectură, de la nivelul prefecturii, cum se văd schimbările astea așa? Politic nu o să pot să comentez pentru că nu fac politică și nu am voie să fac politică. Administrativ depinde. Municipiul Roman astăzi este strict administrativ într-o zonă în care doamna viceprimar exercită mandatul de primar conform OG 57, care înseamnă noul cod administrativ al României din 2019 și în momentul în care domnul primar Lucian Micu fost din data de 3-a-8-a e încetat înainte de termen mandatul prin ordin al prefectului, având în vedere zona de incompatibilitate în care dumnealui s-a aflat și hotărârea în alte curse de casație și justiția României, care prin hotărâre s-a stabilit că domnul Micu a pierdut procesul intentat împotriva Agenției Naționale de Integritate. La momentul la care discutăm, domnul viceprimar exercită mandat de primar și atribuțiile de primar. Okay. Vreau să vă întreb o chestiuță. Ieri, în momentul în care domnul Lucian Micu a fost anunțat ca și candidat al alianței PSD-PPU, la prefectură aveați cunoștință de o cerere de... Cum se cheamă să ia... De revocare. De revocare. Nu de revocare. Vai, de dimineață mă gândesc la chestia asta și am uitat cuvântul. Că nu e de acord cu decizia dumneavoastră. Cum se cheamă? Eu o denumire. A făcut o cerere, nu, chiar așa se numește, a făcut o cerere de revocare și de invocând nulitate absolută și o nulitate relativă în actul administrativ emis de instituția prefectului. Din punct de vedere și legal și juridic, actul emis de instituția prefectului, adică ordinul de prefect care a dus la încetarea mandatului domnului Lucian Micu, a produs efecte, în sensul că domnul Lucian Micu a luat la cunoștință și a fost, i-a încetat mandatul înainte de termen. Sens în care, strict administrativ, nu mai există nicio variantă legală ca tot administrativ prefectura să revină asupra ordinului și să poată să-l rediscute și eventual să-l reanalizeze și să-l modifice. La acest moment, singura pârghie juridică pe care domnul Lucian Micu are la îndemână este contestația care, în termen de 10 zile din data de 3-a-8-a, de fapt de la comunicare, probabil din data de 4-a-8-a, are termen 10 zile la dispoziție să atace în instanța de contencios administrativ și fiscal, respectiv Tribunalul Neamț, ordinul prefectului. Dar dacă face treaba asta, dumneavoastră ca prefect, aflați, știți, sunteți obligatori, suntem citați. Ați sigur că da, prim. Citat? Cu astfel de acțiune... Ieri, da. Adică a depus-o... Cu astfel de acțiune în instanță, nu. Păi, timpul trece, mă gândesc, pentru domnul Micu. Trec deci ca și acțiune zile în instanță, la momentul la care vorbim noi astăzi, în data de 12 suntem, nu am fost notificați noi instituția prefectului cu astfel de acțiune în instanță promovată de domnul Lucian Ovidiu Micu. Repet, singurul demers juridic pe care l-a făcut domnul Micu și de care avem știință este acel înscris pe care l-a depus la noi sub cu cerere de revocare a ordinului. Așa ceva, din punct de vedere legal, nu se mai poate. Mai mult de atât, din punctul meu de vedere și a instituției, ordinul este perfect legal și perfect corect. Nu am și nu există niciun motiv ca să-l revocăm. Mai mult de atât, și chiar dacă se va ajunge în instanță, nu consider că există niciun motiv de legalitate ca instanța să se pronunțe altfel decât să respingă contestația pe care domnul Lucian Micu o va face. Dacă o va face. Asta este părerea mea juridică. Dacă nu o face, poate că da? Rămâne hotărârea definitivă. Nu, stați două secunde. Să luăm într-o ordine cronologică. Lucian Ovidiu Micu a contestat în instanță raportul ANI. Corect. Raportul ANI l-a găsit pe domnul Micu incompatibil. Raportul ANI a fost contestat în instanță de domnul Micu la Curtea de Apel Bacău, unde a pierdut contestația.
a formulat apel împotriva hotărârii de la Bacău, s-a sunat la Curtea de Casație și Justiția României, unde de altfel prin hotărâre a pierdut contestația și apelul. Sens în care, începând cu luna sfârșitul lunii aprilie, raportul Agenției Naționale de Integritate, cum spune și legiuitorul, a rămas definitiv. De la acel moment am primit mai multe înscrisuri de la Primăria Municipiului Roma, de la secretar, de la domnul Micu. Am făcut o analiză, zic eu, și corectă și profundă a situației domnului Micu. Am trimis mai multe adrese la Agenția Națională de Integritate pentru a primi lămuriri. Am trimis adrese la Autoritatea Electorală Permanentă pentru a primi și de acolo un punct de vedere. Puncte de vedere pe care le-am primit, le-am însușit și am emis ordinul de încetare a mandatului în data de 3-8. Ordinul de încetare a mandatului spune doar că îi încetează mandatul înainte de termen și atât. Stop. Ordinul prefectului nu vorbește despre posibilitatea ca domnul Lucian Micu să candideze sau să nu candideze. Noi nu, ca și instituție, noi nu ne pronunțăm dacă are sau nu are voie să candideze. Mai departe, dacă Lucian Ovidiu Micu, presupunând că va acționa în instanță împotriva ordinului emis și presupunând că îl va câștiga, singurul aspect care îl câștigă Lucian este să revină pe funcția de primar și atât. Până la 27. Și atât. Revine pe funcția de primar și atât. Da, da. Nu discutăm dacă... Vorbim de o chestie mai largă, vorbim de o chestie mai importantă, de anume posibilitatea lui de a candida pentru în următorii 3 ani. Deci, eu ca și instituție, ca prefectură, nu am discutat și nici nu e în cadrul nostru legal să spunem dacă poate sau nu poate candida printr-un înscris oficial. Mai departe, Lucian Ovidiu Micu, probabil că m-am văzut și eu declarație domniei sale de presă de ieri și conferința de presă la care a participat, înțeleg că urmează să-și depună candidatura de la un anumit partid politic, altul decât cel că, sub umbrela căruia a fost ales, și intenționează să candideze. Urmează să-și depună candidatura la Biroul Electoral de Circumscripție, respectiv la Roman. Da. Și acolo, dacă Biroul Electoral de Circumscripție îi acceptă candidatura, pot exista și contestații. Contestații pe care le pot depune alte partide politice, alți candidați sau, efectiv, oameni din societatea civilă, adică persoane fizice, oricine. Orice persoană fizică orice poate persoană să-i conteste fizică. Candidatura? Sigur că da. Da, sigur că da, sigur. Adică eu, de exemplu, nu aș vrea neapărat, dar pot să spun, domnule, nu sunt de acord, mi se pare că nu e corect? Da, trebuie să și invocați niște aspecte de drept, adică de ce nu sunteți de acord sau de ce considerați că, eu știu, candidatura domnului Lucian Micu nu este legală sau corectă. Știi ce am auzit eu până acum? Ce am auzit până acum? M-am gândit azi noapte cum să formulez chestia asta. Eu sunt afon în ce privește politica, legislația și administrația. Eu sunt un om normal. De obicei, când aud discuții de genul ăsta, plec din emisiune mergând pe ideea, bă, m-a aburit omul ăsta, n-am înțeles absolut nimic. Păi, eu vă explic un subiect și predicat. Și sunt convins că oamenii de acasă, în continuare, stau și se scarpină în vârful capului. Bă, deci poate candida omul ăsta? E legal? Nu vorbim de... Că vrea prefectul sau nu vrea, că înțeleg că nu este treaba dumneavoastră să decideți, băi, nu vreau eu. Păi nu decide, da? O secundă, mă scuzați. Da, faceți-vă treaba, nu am să pun întrebarea că știu că sunteți, aveți atenție distributivă. Poate sau nu candida, pentru că există o lege care îi spune că nu poate. Deci eu vă spun în felul următor, domnul Cristian. Prefectul, ca să înțeleagă bine pentru toată lumea, prefectura nu hotărăște altceva decât că le liberează pe domnul Micu înainte de termen din funcție, pentru că a fost incompatibil. Okay. Stop. Mai departe, dacă domnul Micu poate sau nu poate candida, aceste lucruri vor fi gestionate de către Biroul Electoral de Circumscripție și, respectiv, dacă vor fi contestații, de către instanță, Judecătoria Roman și Tribunalul Neamț. Legislația în vigoare, Codul Administrativ OG57, Legea 176, Legea 115, Legea 161, dacă vreți, sunt legi, hotărârile Curții Constituționale din 2014-2016, sunt legi care consfințesc dreptul cuiva de a candida sau nu la o funcție. Ca jurist, dacă mă întrebați pe mine, consider că în conformitate cu legislația existentă astăzi în România, domnul Lucian Ovidiu Micu, părerea mea este că nu va putea candida la funcția de primar și la nicio altă funcție electivă timp de 3 ani. Asta este părerea mea juridică. Depinde de cum va decide un complet care va judeca cauza domnului Micu, fie că vorbim de Judecătoria Roman sau de Tribunalul Neamț, și cum va decide acel complet în baza problemelor care se vor administra și pro și contra, în baza legislației actuale, va da o decizie. Mai departe, instanța este suverană să decidă
nu pot eu să îmi dau cu presupusul ce va face un anumit complet de judecată sau instanța. Dar ca și părere juridică formată la acest moment, eu consider că Lucian nu va putea candida. Este doar o părere juridică. Politica este un joc de șah, asta o știm cu toții. Mută cineva pionul, altcineva sacrifică nebunul. Depinde unde citiți și din istoria antică, dacă vreți, până în prezent, politica în general este definită în foarte multe moduri. Și de foarte multe ori, și de foarte multe ori, oamenii ilustri care, de la Platon, Aristotel, dacă vreți, venind în coace în politica anglosaxonă, dacă vreți, în politica europeană și cea a noastră românească, oameni ilustri care au făcut administrație, care au fost președinți de țări, prim-ministri, oameni echilibrați, doctori, profesori, universitari, au denumit-o în multe feluri și nu doar ca un joc de șah. Mutarea asta, da, eu rămân la ideea cu jocul de șah. Mutarea e asta, corectă, trecerea, și trecerea la această alianță, se poate să o fi făcut? Și vă întreb acum, discutăm, deși ieșim din aria dumneavoastră de serviciu, ca să zic. Vă rog, dacă pot să vă răspund, vă răspund. A trecut la acest partid, care e un partid influent în România, PSD-ul, este... are oameni influenți peste tot. Da. Da? Cu ideea că poate acest complet de judecată de care spuneați, care va lua decizia definitivă, da. Da, poate fi cumva influențat, pentru că e partidul nostru mai influent decât, nu știu, PNL-ul, de exemplu? Consider, din punctul meu de vedere, m-am înțeles și întrebarea și gândul dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, ca și prefect, ca și avocat, ca profesie de bază, eu vă spun că justiția este liberă în România, iar din punctul meu de vedere, partidele politice, indiferent de dimensiunea lor, de cât sunt de mari, dacă sunt la putere sau în opoziție, consider că nu pot influența deciziile judecătorilor. Judecătorii și completele formate, fiecare unul de judecătorie, tribunal, curte de apel sau în alta curte de casație și justiția României, analizează probele pro și contra și decid în baza legii și a probelor pe care le administrează la dosar. Mai departe de asta, nu cred și n-am simțit că există imixtiune politică în actul de justiție. Nu cred așa ceva. V-aș întreba cum e în bucătăria proprie, în partea asta, bucătăria proprie, ce porți zic, în partea asta alta a politicii, că de PSD și de domnul Micu tot am vorbit, în partea asta alta nu avem zvonuri de la PNL sub nicio formă. Păi nu știu, că eu nu mai sunt membru în PNL din sfârșitul, asta mai zis, din sfârșitul lui noiembrie 2019. Nu știu, acolo puteți discuta la Roman Bănescu, domnul Leureanu, la Piatra cu domnul Cosmaciuc. Pe care Cosmaciuc o să am mâine în emisiune, sper. Dacă nu s-a răzgândit, domnul Leureanu va fi mâine în... invitatul nostru, foarte bine. Păi, cred că el vă poate da mai multe relații pe categoria asta politică. Eu, pe categoria politică, chiar dacă sunt racordat, ca să zic, la tot ce înseamnă buletine de știri, informații care sunt în ceea ce înseamnă mass media din județul Neamț, din municipiul Roman, și înțeleg și cunosc sau desfășesc aspecte care țin și de ordin politic, nu am voie nici să fac politică și nici să le comentez, nici pro, nici contra. Indiferent de simpatii sau antipatii, ca să zic așa, pe zona asta politică. E o întrebare pe care mi-au adresat-o niște persoane și acum nu știu dacă... Dar hai că o ridic și eu aici. Ca să ocupați funcția de prefect, da, dacă rămâne și legislația, v-a obligat cumva să faceți un stagiu în administrație publică locală, nu? Nu, trebuie să fii funcționar public și ca să poți să fii numit într-o funcție de prefect, trebuie să fii funcționar public. Funcționar public. Corect. Și ați fost funcționar public la Primăria Română. Da. În urma unui concurs. Sunt în continuare funcționar public, tot la Primăria Roman, doar că sunt detașat. Să cum cu mult de funcții? Nu. Nu. Trebuie să fii funcționar public și din funcția publică pe care o exerciți la un anumit moment, când îndeplini niște condiții legale, poți fi detașat într-o funcție de prefect. Pe asta ce funcție la primărie? Nu știu. Care e funcția? De funcționar public.
funcționar public e și casier, ai și portarul, e și... Funcția de funcționar public trebuie să cuprindă mai multe lucruri ca să poți să fii prefect. Trebuie să ai un stagiu făcut, adică respectiv cursul de la Agenția Funcționarului Public, de înalt funcționar public, pe care trebuie să l-ai satisfăcut și cu absolvit, ca să zic așa, ca și procedură de concurs, trebuie să ai minim 7 ani vechime în domeniul studiilor absolvite și trebuie să fii pe un... să intri printr-un concurs pe o funcție care să-ți fi solicitat, cred că, minim 5 ani sau și tot 7 ani experiență în domeniul studiilor absolvite. Și doar din funcția respectivă poți să fii numit prin detașare, prefect, în interesul ocupării funcției. După ce îți încetează funcția sau mandatul de prefect sau de subprefect, e aceeași condiție și la subprefect, sau la secretarii generali care sunt în ministere, te întorci în mod normal pe funcția pe care ai avut-o, aceea de funcționar public. Dacă acolo te regăsești în continuare sau ai alte planuri, rămâi și îți faci job-ul în continuare sau, după caz, poți să renunți, adică poți să să-ți dai demisia, cu alte cuvinte. Adică eu și eu am fost în 2012-2014 funcționar public la primăria municipiului Roman și după ce mi-am cedat mandatul de prefect, m-am întors înapoi și n-am vrut să continui, m-am întors în avocatură. N-am continuat ca și job, ca să zic, în administrație. Deci dacă spuneți că sunteți în continuare funcționar public la primăria Roman. Nu. Nu, detașat la prefectură. În momentul de față sunt prefect. În momentul de față prefect, okay. Da. Aia e funcția pe care o exercit eu astăzi. Ok, am înțeles. Deci schimbarea asta din primăria Roman nu vă influențează cu nimic situația din... De la asta... Nu, n-am nicio legătură, nu. Nicio treabă, nu? N-are nicio treabă. Auziți, domnul Cristian, schimbări într-o primărie pot fi multe. Eu înțeleg ce unde bate sau ce vreți să întrebați. Schimbări pot fi multe. O să avem alegeri anul acesta. Da. În 27 septembrie sunt alegeri, unde o să fie o mulțime de candidați la fiecare primărie, inclusiv la primăria Roma. Și discutăm de Roma, că suntem în Roma. Oricine are o șansă să câștige, că vorbim de domnul Micu, care își dorește să candideze, din punctul meu de vedere juridic, nu cred că poate. Dar orice instanță care e suverană pe decizia pe care o dă, s-ar putea să ne trezim și cu o decizie cel puțin ciudată și poate candida. Eu nu mă aștept la așa ceva, dar presupunem, punem, anticipăm, să zic, sunt foarte mulți, Radu Samson, sunt, nu știu, Teo Baciu, care am auzit nume care s-au vehiculat în presă și am auzit că... George Lazar s-a vehiculat în presă. Și-au lansat candidatura, George Lazar nu candidase la primăria municipiului Roman, sau alte nume care s-au vehiculat în presă, oricare dintre acești oameni are o șansă să câștige primăria municipiului Roman. Asta nu înseamnă că viața în administrația primăriei municipiului Roman, viața funcționarilor sau a persoanului contractual care lucrează în primărie ar trebui să fie influențată negativ sau pozitiv. Consider că orice persoană care va veni pe scaunul de primar după 27 septembrie, după alegeri, va trăi obligatoriu în comuniune cu tot ceea ce înseamnă angajații primăriei municipiului Roman și depinde de calitatea umană, de știință, de experiență a fiecarei persoane care va ocupa fotoliul de primar, să știe să lucreze cu angajații din primărie, să știe să-i determine, să știe să-i motiveze, să știe să ce să le ceară în munca pe care o îndeplinesc fiecare. Nu trebuie să aibă și relații bune la nivel mai mare, prin Consiliul Județean, Prefectură? Adică neapărat. Nu înțeleg de ce ar trebui să aibă. Iarăși vorbim de influență. Nu, Cristian, din punctul meu de vedere, la noi în Moldova, încă și o părere care mi-o asum ceea ce spun, la noi în Moldova, am rămas în unele județe din Moldova, că nu cred că în toate, într-o zonă în care trebuie să mă am bine cu cineva. Dacă mă duc la spital, trebuie să-l știu pe domn doctor, că altfel stau pe acolo vreo 4-5 ore și nu mă bagă nimeni în seamă. Dacă mă duc la școală, trebuie să-l știu pe doamna director sau pe cineva de pe acolo, ca să pot să-mi dau copilul la o clasă mai bună, nu știu, la o doamnă învățător sau profesor sau dirigintă mai bună. Da. Dacă mergem, nu știu, la primărie, trebuie să știu pe nu știu care din primărie, ca să nu stau cu actele pentru un aviz 30 de zile, să stau 15.
dacă nu vreau să stau la coadă, trebuie să mă știu cu nu știu care, care să-mi plătească altfel, nu știu, dările și să nu stau la coadă. La poliția comunitară trebuie să fiu prieten sau să cunosc pe nu știu care, care să nu vadă domnul polițist că am parcat mașina și n-am plătit taxa. Da. Mentalitatea asta de care spun eu, e o mentalitate care există în România, dar cu preponderență această mentalitate încă a rămas întipărită în mintea oamenilor simpli la noi în provincie, la noi în zona Moldovei. Pentru că dacă mergem în vest, în Ardeal, mentalitatea asta, să știți, că e pe cale de dispariție și dispare cât de repede ce a mai rămas fără mediul de mentalitate. Dar e și un sistem cu care am crescut noi, PCR-ul, nu e vorba de pile cunoștințe. Da, dar e un sistem care, din punctul meu de vedere, a fost an de an sau tot timpul a fost implementat, continuat de foarte mulți oameni care au condus, și nu mă refer la primarii din Roman, mă refer în general în administrația de la noi din Neamț și în administrația, dacă vreți, preponderent din Moldova. Eu consider că un om capabil, fie că vorbim de un primar, fie că vorbim de un președinte de Consiliul Județean sau ce vreți dumneavoastră, un om care are puterea deciziei în mână, nu trebuie să stea toată ziua de vorbă cu funcționarii din primărie, nu trebuie să se ducă să pună nici pavele, nici borduri, nici să vadă dacă s-a tuns iarba, nici să vadă dacă s-a astupat o groapă. Un primar asumat, echilibrat, dar deștept, trebuie să fie un om care știe să aducă bani și proiecte. Corect. Vor fi proiecte în exercițiul financiar 2021-2027 de sute de milioane de euro, de zeci de miliarde de euro, pe tot ceea ce înseamnă infrastructură și pe tot ceea ce înseamnă UAT-uri, adică orașe, municipii, comunități comune. Dacă ai un primar iscusit, care are lucrători în cadrul primăriei sau are contract cu o firmă, două, trei, specializate în atragerea de fonduri și înscrierea de proiecte, acolo e chintesența. Aia înseamnă dezvoltare, să aduci bani mulți, bani europeni și pe proiecte viabile, adică nu proiecte de asistență socială, da, care după ce le implementezi îți consumă tot bani din bugetul local, ci proiecte care odată investite, odată creată investiția, să-ți aducă plus în economie, adică să-ți aducă un plus la bugetul local, din încasări, taxe, impozite sau alte lucruri. Deci dumneavoastră spuneți că un primar bun este un primar bun indiferent din partidul din care face parte. Omul contează. Omul contează, sigur. Există un principiu, am înțeles ce vreți să... Cred că am înțeles sau sper că am înțeles ce vreți să mă întrebați. Există clar și o linie în sensul în care dacă un primar se aliniază, de exemplu, și are și același guvern, provine din același guvern de unde este și el ales ca primar. Vorbim românește, cineva face bugetele, cineva sigur parte că, bugetele. Sigur că există probabil și o zonă de influență sau de deschidere pentru a reuși și a atrage fonduri de data asta guvernamentale pe Compania Națională de Investiții, da, sau pe alte forme, pe Ministerul Mediului sau pe alte... Ministerul Culturilor, dacă vreți, Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice, de a atrage bani în zona respectivă sau în Roman. Asta, da, e o sursă bugetară importantă și se pot aproba proiecte importante. Mai departe, rămâne componenta fondurilor europene care, dacă gândești proactiv și ai consultanți specialiști foarte buni, poți atrage fonduri europene de zeci de sute de milioane de euro într-un oraș ca Romanul. În străinătate, să știți, și nu doar în străinătate, și la Oradea, dacă vreți, unde e domnul Bolojan, la Cluj, unde e domnul Boc, adică dau exemple nu neapărat pe numele acestor oameni, ci pe administrații care... Da, Oradea este un exemplu în momentul ăsta. Exact, exemple pozitive. Și acolo s-au atras sute de milioane de euro, fonduri europene, poate și fonduri guvernamentale, dar nu știu cum să le implementeze, pe ce să atragă. Pentru că nu primarul trebuie să facă sistematizarea în oraș. Sunt oameni specialiști. Nici pe rutier, nici pe, dacă vreți, pe sensuri de giratorii, nici pe semaforizare, nici pe blocuri, nici pe construcții, pe nimic. Deci aduce o firmă specializată care știe să facă sistematizare arhitecturală într-un oraș. Uh-huh. Asta trebuie să faci într-un oraș, să-ți aduci specialiști buni care știu să-ți dezvolte orașul. Trebuie să ai o viziune unde dezvolți orașul. Îl dezvolți la nord, îl dezvolți la sud, îl dezvolți înspre Vaslui, dacă vrei. Îl dezvolți înspre Suceava, Iași sau îl dezvolți înspre Bacău. Trebuie să ai o strategie de dezvoltare, să știi unde îți faci zonă de logistică, unde îți faci zonă, eu știu, de hub-uri în care să însemne platforme industriale sau să le oferi firmelor pentru a putea veni acolo cu tot ceea ce înseamnă infrastructură, asfalt, drumuri, apă, canalizare, curent,
energie electrică, am spus, sau gaz. Adică trebuie să ai o abordare proactivă, dar nu trebuie să o facem noi că așa credem noi că e bine. Trebuie să chem firme specializate, ăia îți spun cum e bine și pe planul ăla urbanistic general și pe planul de dezvoltare a orașului pe termen de, nu știu, 10 ani dacă vreți, încep să lucrezi și știi ce fonduri să atragi. Corect. V-am lăsat să vorbiți, da, știți de ce? Una la mână, că e foarte interesant, și doi, sigur nu candidați? Nu, sigur nu. Nu-i. 100%. Eu personal nu candidez la primăria municipiului Roma și nu-mi doresc la alegerile care sunt în prezent, la alegerile locale, să candidez la nicio funcție, la alegeri locale, nici la Consiliul Județean, nici la primărie, nici consilier, nici județean, nici local, nici primar, nici altceva. Sunt alți oameni care sunt probabil pregătiți și vor candida. Când o să fie timpul, o să anunț, dacă o să mă gândesc peste 4 ani, atunci o fi altă discuție. Revenind în area dumneavoastră... Eu am spus ca și idee cum consider eu că trebuie să fie un primar și cum consider eu că trebuie să meargă o zonă de administrație pentru ca orașul, comuna respectivă, să dea înainte. Adică în termen de 4 ani, 8 ani, în 2 mandate, un oraș se poate modifica radical. Trebuie să vezi în 4-8 ani, trebuie să vezi. Da, dar ca să vezi în 8 ani, îți faci un plan astăzi cu un consultant foarte bun, care a mai făcut astfel de proiecte în alte orașe mari și care au fost bine implementate, și pe un proiect de genul ăsta, după ce l-ai adoptat proiectul, după aia știi ce bani îți trebuiesc și cauți soluții de unde să-i atragi. Din punctul meu de vedere, primarul nu trebuie să fie nici să semneze adeverințe, nici să meargă la, nu știu, din duminică de duminică la tot felul de manifestări și la tot felul de tăieri de pangliși, că nu ăla e rolul primarului. Rolul primarului modern este, din punctul meu de vedere, să știe ce să ceară, să aducă proiecte, să aducă bani. Bine, dar noi s-a mers pe ideea asta mereu, că dacă nu ies eu în față, nu mai știu oamenii cine e primar. Domnul Cristian, oamenii simpli, ca și mine, că și eu sunt un om simplu, stau pe centru în Roman, la etajul 4, pe Bulevardul Roman Mușat, omul simplu apreciază următorul lucru, dacă e curățenie, dacă covorul asfaltic, strada pe care rulez cu mașina, e în regulă, da, dacă trotuarele arată bine, dacă am spații verzi, dacă este curățenie, am spus, dacă blocurile sau, în general, peisajul arată bine, dacă sunt grădinițe corespunzătoare școli, corespunzătoare parc, ștrand sau alte activități. Asta mă interesează. Mai departe, dacă un primar, indiferent cum se numește, puteți să fiți și noastră, văd că peste 4 ani lucrurile au mers în bine, păi, e un primar bun, în mod clar. Nu trebuie să-l văd de 10 ori că vin la mine la scară și mă întreabă oare să pună banca pe stânga sau să pună banca pe dreapta. Oare să tundă iarba, oare să nu tundă. Oare să-mi facă blocul în albastru sau să-l facă în roșu sau să-l facă în violet. Nu asta e, că corect, trebuie să-l văd eu pe primar la scara blocului la mine. Că primarul nu e mașă comunală. Primarul trebuie să știe să aducă bani. Trebuie să fie în birou, să stea de vorbă cu specialiști, cu consultanți, să ducă la București, să ducă la Bruxelles, să deschidă ușile și să aducă bani pentru proiecte în Roman. Mai departe, proiectele astea trebuie să fie implementate. Nu suntem la Valea Ursului, în care primarul trebuie să vadă dacă s-a pus o bancă sau dacă s-a schimbat becul de la stâlp. Dacă să... luăm, de exemplu, New York-ul, sunt convins că primarul din New York nu face ce se întâmplă niciodată în metropolă. Dar nici primarul din Iași nu poate să facă, nici primarul din Bacău nu poate să facă treaba asta. Noi, orașul Roman e un oraș mic, dar în expansiune, ca să zic așa, e un oraș frumos, dar mai mic ca Iașu sau mai mic decât Clujul, Constanța, Brașov, unde primarul nu are timp să meargă la fiecare scară de bloc. Eu vă dau un exemplu de bun model de administrație, tot ceea ce înseamnă iluminat public stradal, sunt proiecte și se pot implementa și nu scumpe, în care ai un panou de comandă cu tot ceea ce înseamnă iluminat public stradal inteligent pe LED-uri și ai în panou de comandă și vezi la orice oră din zi și din noapte unde ai o problemă, unde s-ar s-un bec. Da. Adică nu mergi cu mașina pe stradă, cum se întâmplă actualmente, să cauți, domnule, s-ar s-un bec. M-a sunat doamna, nu știu, tanti Veta din, da, de pe strada, nu știu, Zimbrului, din cartierul Bălcescu, s-a ars becul la doamnă. Ok, și până vine cineva de la intervenție, la primărie, să schimbe, să facă. Nu, trebuie să ai chestia asta într-un mod inteligent. Trebuie, cum se cheamă, tot ceea ce înseamnă sistemul de supraveghere video, trebuie să fie un sistem inteligent de supraveghere video, care să nu ții zeci de polițiști locali în stradă, care de multe ori, cred că nu-și înțeleg bine nici rolul meseriei, au tendința, parte dintre ei, sigur nu toți, ușor de a hăitui, dacă vreți, oamenii, se fac că nu văd unele sau alte mașini care parchează de multe ori pe trecerea de pietoni, se fac că nu înțeleg,
Așa, și acolo apar controverse. Trebuie să ai un sistem de semaforizare și un sistem de supraveghere inteligentă a parcărilor cu camere video, care în momentul în care e parcat, nu trebuie să vină un polițist local acolo să pozeze, să-ți lase un bilet în bord cu biletul respectiv, când ajungi la mașină, să te duci la poliția locală, acolo să negociezi, să discuți, să vezi. Nu. Camera de la vedere simplu, care e cu sistem inteligent instalat, a văzut că mașina a parcat, are bilet, e în regulă, nu are bilet, a emis direct pe numărul mașinii și pe proprietar, că îl cauți în baza de date, ți emite exact direct amenda care ți-o trimite în plic acasă. Despre asta discutăm. Și astfel scos 30-40 de, cred că, polițiști locali care zi de zi se plimbă pe stradă cu mâinile în buzunar. Dar ce spuneți că de fapt vreți să dumneavoastră ați reduce locurile de muncă în loc să creați mai multe locuri de muncă? Unii ar zice, bă, dar de ce angajează mai mulți polițiști locali? Locuri de muncă. Păi ca să angajezi polițiști locali ca să supravegheze parcarea, este minus. Dacă stai să gândești cât plătești pe câțiva zeci de polițiști locali pe lună, ori 12 luni pe an, ori 4 ani, câte un mandat, da. Faceți un calcul, cât îi plătiți și plătiți peste 1.500.000 de euro, 1.500.000 de euro, cred că, și vedeți dacă faceți un sistem integrat inteligent în oraș, vedeți cât plătiți, cât cheltuiți. Că numai că, acolo, 30 de șomeri. Acolo cheltui odată, acolo cheltui odată și după aceea nu mai cheltui ani de zile. Așa. Și inteligent. Și dispare și relația om-om în care există ceartă cu polițistul, polițistul rămâne la atitudinea lui dacă pe dumneavoastră poate vă cunoaște, da, și nu vă sancționează, pe mine nu mă cunoaște, bă, pot să-l sancționez ca să-și facă norma. Îmi place că a zis invers, mă gândeam că o ziceți. Sau, poate să fie și invers, da. Pe mine m-au amendat deja. Exact, pe mine și am primit amenzi, nu-i vorba ați de asta. Amendat la poliția locală? Acum, în ultima perioadă, nu, dar în trecut, da, mai primit amenzi, da. Dacă n-am plătit parcarea sau am stat mai mult de o oră cât trebuia să stau, se întâmplă. Ideea e felul următor. Primăria nu e angajator. Primăria trebuie să funcționeze, să fie o primărie suplă, o primărie în care nu trebuie să aducem acolo la primărie cine are un să angajeze, să angajeze la primărie. Nu asta e scopul. Păi oamenii își doresc foarte mult să se angajeze într-o primărie, în sistemul ăsta de stat, pentru că e siguranță, e salarizare bună, tichetă de masă, toate celelalte. Administrația trebuie să fie eficientă, domnul Cristian. Trebuie să fie eficientă. Dumneavoastră, dacă aveți o firmă și aveți o firmă, vă angajați atâția oameni cât aveți nevoie, bineînțeles, cât produceți, adică cât încasați și cât îi puteți plăti. Așa e. Corect? Corect, că nu vreau să dau faliment, nu vreau corect să închid. Primăria, orice primărie, e o instituție de interes local sau județean, dacă vreți, care salariile acelea se plătesc din banii noștri. Da. Păi dacă tu poți să fii eficient într-o primărie, dau un exemplu, cu 300 de angajați, și poți să fii eficient cu 300, de ce vrei tu să fii eficient cu 600? Că nu-i logic. E o întrebare bună, da. Cu banii aia care îți rămân, poți să faci foarte multe alte lucruri într-un oraș. De multe ori, cred că cu banii care rămân, dublezi salariile celorlalți. Sau decât să ții două persoane pe același post, să-ți păstrezi o singură persoană care o plătești mai bine și devine și mai eficientă. Omul care muncește trebuie să fie eficient, adică în privat trebuie să fie eficient. Eu nu spun, și în primăria română, am cunoscut foarte mulți oameni. Sunt oameni bine pregătiți, parte dintre ei sunt oameni care își respectă și statutul și profesia, sunt oameni integri și oameni care, dacă discuți cu ei, simți că sunt buni profesioniști. Doamne ferește, nu am o intenție față de cineva, dar să știți că în străinătate, vis-a-vis de ce spuneam eu de poliția locală, acolo poliția locală are cu totul și totul alte atribuții. Ca să ne înțelegem, acolo poliția locală nu pândește parcările, ca să fim bineînțeles. Da. Sunt camere inteligente de supraveghere, da, care dacă ai greșit, îți trimite direct ordine, acasă ordine, altceva. Corect. Poliția locală trebuie să facă alte lucruri. Să corect vadă de o zonă infracțională, de o zonă de liniște stradală, o zonă în care omul se simtă în siguranță, nu că vine ceva și fură portofelul, nu că vine ceva și îmbrâncește pe stradă. Trebuie să vadă dacă există liniște în timpul serii, după orele 22, să nu fie în toate părculețele tot felul de persoane care fac zgomot, beau, trântesc, se înjură sau distrug mobilier urban. Poți locale să facă altceva, dacă vreți părerea mea. Mergem puțin înapoi spre prefectură, că după o să zică oamenii că uite, frate, la etapă perfect și vorbește cu el politică și administrație. Nu, vorbim de administrație, nu de politică. Da, o analiză a fost, o analiză politică.
Ca prefectură, ați postat ieri, dacă nu mă înșel, pe Facebook despre granturile astea pe care le dă guvernul, 10 milioane, 10 miliarde de euro pentru IMM-uri, întreprinderi mici, mijlocii. Da. Cum funcționează? Cine poate intra în... Sunt granturi din care de 100 de milioane de euro și microgranturi de 2000 de euro. Noi am postat, dacă vreți o să vă, ca să nu le dau citire efectiv la toate. Nu, că e mult, e un text mare. E pe Ministerul Economiei, așa. Pe Ministerul Economiei sunt făcute precizări foarte clare despre întreprindere mici și mijlocii care pot accesa aceste granturi de la 2000 de euro începând până și până la 200.000 de euro sau în anumite cazuri și mai mult. Sunt măsuri economice din banii europeni venite de la Guvernul României, de la Ministerul Economiei mai exact, pentru tot ceea ce înseamnă mediul privat, întreprinderi mici și mijlocii, pentru a ajuta pe oameni în aceste și pe întreprinzători în această perioadă în care, clar, în afară de pandemia de COVID, avem și o pandemie, dacă vreți, între ghilimele, pandemie economică, adică o recesiune economică. Așa. În care se simte pe piață și la noi în România și având în vedere că suntem într-o economie interconectată din SUA și în toată Europa, inclusiv în Germania. Citeam un articol în Germania din 1970 și până în prezent. Germania nu a traversat o criză economică ca aceasta, adică în ultimii 50 de ani Germania nu a avut o astfel de criză economică și o scădere așa abruptă a economiei, o contractare. E bine să pierzi două războaie mondiale și să-ți meargă numai bine pe urmă până în 2020. Bun, și stat muncitor. Și oameni extrem de corecți și muncitori. Și ajutoare internaționale, hai să fim serioși. Și ajutoare, dar și-au și făcut. Au muncit, așa este. Au și muncit și disciplină, nu... Nu se vorbește de disciplina germană degeaba. Serviciu-i servici, ordine-i ordine, profesionism-i profesionism în Germania. Dar ca idee, vreau să... Aceste granturi pot fi accesate pe Ministerul Economiei pentru cei care sunt doresc să se uite, pentru a ști unde se încadrează, la ce capitol se încadrează. Acești bani, zic eu, că sunt bineveniți și sunt stimulente date de Guvernul României și respectiv Ministerul Economiei persoanelor întreprinzătorilor mici și mijlocii care trec pentru o astfel de perioadă nu tocmai fastă din punct de vedere economic. Pentru că sunt multe societăți care patroni, administratori, să le zicem cum vrem, nu, ei urmăresc știrile de genul ăsta. Poate nu sunt la curent. De asta am și cerut lămuririle astea. Dacă de asta le și promovăm, pentru că multe persoane, poate, exact cum spuneți dumneavoastră, nu știu, n-au auzit, n-au avut acces la informații, efectiv n-au știut unde să caute, n-au știut ce să caute. Și de aia, din punctul meu de vedere, e bine ca și presa pe de-o parte și, nu știu, prefectul, subprefectul sau și primăriile, din punctul meu de vedere, ar trebui să facă publice pe paginile lor de Facebook, prin anunțuri pe care... Dar acești bani pot intra în posesia mea, de exemplu, pe baza unui proiect. Da. Acest proiect trebuie să mi-l facă cineva. Din ce înțeleg eu, în funcție de nivelul pe care se optează la aceste granturi, cred că și le pot face și persoanele singure, dar da, se poate apela, cred că, și la un consultant care... Acest consultant, de obicei, mie îmi cere niște bani. E normal, e munca lui și trebuie să-l plătesc. Odată cu aceste ajutoare financiare, da, nu poate guvernul să-mi pună la dispoziție și o societate care să mă ajute până la final? Nu, de obicei, tot ce înseamnă consultanți, sunt consultanți privați la acest moment. Adică Guvernul României nu poate să indice o societate privată doar cu aia face, pentru că ar călca libera concurență pe piață. Adică nu e ok. De cele mai multe ori, tot ceea ce înseamnă astfel de granturi sau bani și europeni și guvernamentali, există o parte din suma pe care o încasează întreprinderea mică sau mijlocie, care se adresează consultantului. Adică consultantul își trage bănuții pe care a muncit, da, din suma pe care vi se aprobă dumneavoastră, pentru că este specificată. Atunci când proiectul este câștigător. Da, sunt cazuri în care există proiecte pe care le depui și acolo, și acolo se cer bani de obicei, ceea ce înseamnă, adică dacă faci un proiect și vrei să faci, nu știu, o clădire, un abator, dacă vrei, da, îți trebuie studiu geo la pământ, îți trebuie proiect tehnic, îți trebuie foarte multe lucruri. Ei, alea se plătesc. Corect. Consultantul nu ți le face el. Lucrează de obicei cu specialiști pe domeniile respective. Mai departe, consultantul doar scrie proiectul pentru a-l depune în formă eligibilă la Ministerul Fondurilor Europene. El, banii care îi revin lui pentru ceea ce a scris ca și consultant pe fonduri europene, și îi trage din suma pe care
o obțineți dumneavoastră dacă proiectul e declarat admis, eligibil. Da. Mai departe, tot ce am semnat studigeo, proiectări, ridicări topo, etc. Astea se plătesc la altă... Astea se plătesc separat de către beneficiar, adică de către dumneavoastră de solicitare. Dar dacă o persoană sau o societate dorește cumva să aibă parte de un astfel de ajutor financiar și are nevoie de lămuriri, poate apela la prefectură? Poate apela la prefectură. Noi nu avem specialiști în cadrul prefecturii care să fie compartiment fonduri europene sau care să scrie fonduri europene, dar putem recomanda prin ADN-ul de sau prin AFIR, că sunt două societăți sunt două instituții care se ocupă ADR-ul pe tot ceea ce înseamnă municipii și orașe fonduri și AFIR-ul pe tot ceea ce înseamnă comunități rurale fonduri și putem indica cele două instituții și acolo să aibă adresabilitate și să găsească... Asta, sper că nu vor găsi ușile închise. Nu, nu, 100% și găsesc susținere la cele două instituții, pentru că asta e rolul lor, să implementeze proiecte. Trec în alt subiect, că sar de la una la alta. Nu vorbesc de COVID, că nu are rost, se știe cum e, toată presa vorbește despre COVID și oamenii deja au ajuns cu capul așa mare. În schimb, vorbim despre gripa porcină, pentru că aparent avem din asta. Da, avem o zonă, Neamț, în partea Piatra spre Bacău, Podole, în zona respectivă. Am dat în panică deja. Ștaie porcii de pe acum. Nu, avem comisie la DSVSA și comisie care se ocupă din partea DSVSA-ului de această problemă și o țin focarele care preexistente sau în curs de formare sunt ținute sub observație. Zona Podoleni, Costișa, zona dintre Piatra Neamțe și a Piatra Neamț spre Bacău. Acolo avem focare de peste porcină. Dar sunt izolate la acest moment, adică nu avem un pericol să extindem spre Piatra, Târgu Neamț sau Roman. Cer scuze că o să fiu, nu știu, ironic, chestia că le ținem izolate, am mai auzit-o la fosta gripă porcină. Ca să explic ce, nu vreau să fiu e ca și la COVID, dacă vreți, când vorbești de focar izolat sau de răspândire comunitară, adică dacă, de exemplu, ai un centru de bătrâni, dau un exemplu, sau de persoane cu handicap, sau ce vede de centru instituționalizat vreți, și acolo, în centru respectiv, ai, nu știu, 30 de persoane identificate pozitiv COVID-19, asta înseamnă că ai un focar, dar izolat, închis, pentru că persoanele de acolo sunt depistate, stau acolo, eventual sunt preluate de acolo, duse la spital, dar sunt doar persoanele de acolo, ele nu fac o răspândire comunitară. Dacă, de exemplu, ai focare familiale în care omul nu știe și e asimptomatic și ieși din casă și te întâlnești și la piață și la un restaurant și la pe stradă și la primărie și la bancă, atunci faci răspândire comunitară. Când crește foarte mult numărul de persoane care nu sunt în centru izolat și cresc mult îmbolnăvirile într-un municipiu, de exemplu, într-un oraș, de persoane infectate pozitiv COVID, atunci ai o răspândire comunitară. Când ai o răspândire comunitară, atunci poți pune problema ce s-a întâmplat, ce măsuri de urgență mai dure poți să impui față de respectarea normelor de distanțare socială și, într-un scenariu cel mai dur, ca să zic așa, se poate carantina localitatea respectivă. S-a întâmplat în România deja? Sunt. La noi, în zona noastră, în Neamț, nu există așa ceva, dar în zona Ilfov, cred că Giurgiu, partea aia, în sudul țării, sunt localități carantinate. Da. Pentru că există focare cu transmisie comunitară. Gândiți-vă că transmisia comunitară înseamnă poți să ajungi și dacă ai foarte mult, dacă ai cazuistică în creștere, oamenii circulă. Se duc și la Piatra și la Târgu Neamț, se duc la o mănăstire, se duc la un sat, se duc la rude, la prieteni, la în alte zone. Adică transmiterea se face, se extinde foarte mult. De asta se iau aceste măsuri de carantinare a localităților. Dar nu suntem, noi astăzi ne-am nu suntem într-o zonă de genul ăsta. Ca să vorbim puțin din nou despre... Pesta porcină. Da, pesta porcină. Că ați spus că sunt acolo izolate, focarele sunt izolate. Adică peste porcină poate să însemne un focar, nu sunt specialist, am ajuns, ca să zic așa, glumesc acum, dar am ajuns să dețin atât de multe informații încât pot să zic că sunt un specialist în devenire ceea ce înseamnă COVID-19 sau SARS-CoV-2, cum se numește. Pentru că de câteva luni bune de zile nu e zi în care să nu am o ședință sau să nu am discuții de minim o oră, două pe subiecte care țin și pe măsuri care țin de COVID-19. La peste porcina africană ori ai un focar la cineva acasă, ori ai un focar la o persoană juridică de data asta, o societate care are o crescătorie de porci sau o fermă. Și acolo focarele pot fi imediat, ca să zic, identificate și neutralizate, aceste focare, și ținute sub observație. Dacă ai un focar, de exemplu, comunitar, adică sunt porci mistreți. Asta vreau să întreb, da.
care sunt în pădure, sunt liberi, pot fi, Doamne ferește, infectați și e greu să poți să identifici exact. Acolo vorbim de o răspândire care e mai greu să o ții sub control, dar sunt și acolo. Sunt și acolo metode pe zona de silvic, pe zona celor care răspund de păduri, pe zona de DSVSA, medicilor veterinari, care implementează măsuri în sensul ăsta. Dar acolo e mai greu de ținut sub control. Acolo trebuie să ții sub control nu doar o comunitate, ci o zonă, un areal întreg. Pentru că la noi a venit din Bacău, din pădurea de la Bacău a venit. Care e pericolul de păscare de la 1 la 10, 10 fiind pericol maxim să se împrăștie? Acum în neamț? În neamț, în momentul ăsta. Să se împrăștie din zona în care o avem noi acum? Nu știu exact să vă răspund, trebuie să întreb pe cei de la DSVSA, dar din ce știu, este ținut sub control situația în zona respectivă, de lângă Piatra, pe o scară de la 1 la 10. Ca să vă răspund, nu știu, cred că 3. Să vă dau un răspuns. Deci nu e un pericol mare. Deci nu e grav. Nu. La momentul ăsta la care discutăm, nu. Dar în cazul în care, eu sunt mai prăpăstios, în cazul în care crește la 5-7, că s-ar putea, există posibilitatea. S-a întâmplat și tura trecută, la fel guvernul a venit și a spus că totul este sub control, într-o săptămână toți porcii din țară erau sacrificați. Așa. S-a întâmplat, a explodat odată. Suntem pregătiți la nivel de neamț. Cei de la DSVSA știu că sunt pregătiți. Mai departe, cred că ar trebui să, dacă vreți să discutați pe tema asta, cred că ar trebui să invitați la dumneavoastră în platou pe cineva, un doctor veterinar sau pe cineva din cadrul conducerii DSVSA Neamț și să vă dea explicații și pertinente, dar și tehnice. Dar ei nu vă dau niște rapoarte? Ba da, dar dacă vreți să vorbim termeni tehnici care țin de DSVSA, n-am abilitatea să zic așa și n-am cunoștințele necesare să pot să vorbesc despre lucruri tehnice care țin de sau sunt în apanajul celor care sunt veterinari. Am înțeles. Bun. E ca și cum ați întrebat un veterinar de decizia domnului Micu de la ICCJ. O să uit omul și o să... Păi asta am făcut și mi-a dat cu părerea. Dacă vreți niște date mai concrete, mai clare sau tehnice, eu recomand să mi invitați pe cineva de la DSVSA, pe domnul Ulea sau... Ok, mulțumesc de informație. Mulțumesc și eu. Rămâne să ne vedem data viitoare când o să fie ceva important. Eu sper să se întâmple ceva important, dar dumneavoastră spuneți în continuare că nu. Eu vă spun, știu, întrebarea care mi-ați adresat-o, cred că de două ori în cadrul emisiunii, dar răspunsul sau optica mea este astăzi că nu suntem într-o situație în care eu să plec de la instituția prefectului și să nu mai fiu prefect și să candidez la primăria municipiilor. În această ipoteză sau în acest context nu ne aflăm astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru lămuriri, domnule prefect. Rămâne să ne vedem data viitoare. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!